Interviul săptămânii. Un nou eveniment în cadrul unui proiect absolut fabulos. Tinere talent. 25 octombrie pentru foarte mulți dintre noi. Aceasta este o dată cu totul specială. Gabriela Iordache, te ocupi de foarte multă vreme de un proiect în care ai avut alături de tine foarte mulți tineri. E vorba de tinere talente. Spune-ne câteva lucruri și știu, să nu divulg chiar tot, știu că acum se pregătește un alt mare moment. Așadar, 25 octombrie, la Ateneul Român, doamnelor și domnilor, un concert regal. Și te ascultăm, Gabriela. Bine v-am găsit și mă bucur că suntem împreună și că sunt într-o asemenea companie, mă onorează. Ce pot să vă spun eu este că mă ocup de proiectul Tinere Talente în calitate de coordonator din 2011. De-a lungul timpului, prin acest proiect, am susținut tineri talentați care provin din familii defavorizate și care au nevoie de sprijinul fundației pentru a-și continua traseul artistic. Ce se întâmplă în 25 octombrie la Ateneul Român este tocmai în completarea scopului sau în susținerea scopului programului Tinere Talente, acela de a sprijini tinerii talentați ai României care au nevoie de acest sprijin pentru a-și continua drumul. Este un concert de strângere de fonduri, dar mai ales de toate, este anul acesta e un concert unic pentru că pe scenă soliștii sunt foști bursieri ai programului Tinere Talente. Este un lucru absolut fantastic să-i ajuți, să-i însoțești spiritual, afectiv, pe acești tineri care bat la porțile, aș spune eu, maestrie. Îmi dai voie să spun că pe scenă va fi tenorul George Vârban, dar și violoncelistul Andrei Ioniță. George! Aș completa, dacă îmi permiteți, și soprana Diana Alexe, alături de cei doi. Da. George, te-ai bucurat de această bursă, această susținere, pentru că nu este numai o susținere financiară, este și o susținere morală. Când ai beneficiat și ce ți-a adus, de fapt, această bursă? Într-adevăr, am făcut parte din programul Tinere Talente ca bursier între anii 2013-2015. 3 ani la rând am fost bursier al Fundației Regale Margareta a României și pe lângă faptul, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, susținerea financiară de care orice copil, orice tânăr are nevoie la început de drum, mai ales provenind dintr-o familie modestă, o familie cu posibilități mai reduse, am beneficiat de această bursă nu doar financiar. A fost o lume, o total altă lume pe care am descoperit-o atunci când m-am mutat la București, pentru că eu am obținut bursa Tinere Talente în clasa 12-a și studiam la Galați în acel moment și atunci când a trebuit să vin la conservator la București, când am intrat la conservator la București, a fost ca o continuare și deja știam cum merg lucrurile după primul an de bursă, cum arată o audiție, cum trebuie să te prezinți la un masterclass, cum trebuie să te prezinți pe scenă, cum să-ți faci tu o prezentare, să apari în societate, în public. Și astea au fost, deci fiecare, acum când mă uit, acum 9 ani, când mă uit în urmă, îmi dau seama că fiecare detaliu, fiecare, cum să zic, apariție la fundație, la un eveniment al fundației, a însemnat pentru mine o părticică, o cărămidă la ceea ce sunt acum. Și asta nu poate să fie decât o mare satisfacție. La vremea în care erai bursier al Fundației Regale Margareta României, cine ți-au fost mentori? În afară de îngerul protector Gabriela Iordache.
Asta e un mare adevăr. A fost acolo lângă noi mereu și orice problemă am fi avut la un telefon distanță sau chiar lângă noi, în parcursul anului era acolo Gabriela. Am lucrat, deci prima mea colaborare, să spun așa, a fost sau întâlnire cu un mentor a fost cu Tiberiu Soare. Cu dirijorul Tiberiu Soare, de care sunt fascinat și în momentul de față, și de la care am învățat enorm de multe lucruri. Un lucru pe care l-am învățat de la Tiberiu Soare a fost punctualitatea. Al doilea lucru a fost seriozitatea și devotamentul față de meserie. După faptul cum vorbea, te lua cu el în poveste și erai acolo parte din povestea lui. Era fascinant. De ăsta a fost unul dintre primele mentorate pe care mi le amintesc. Iar apoi un lucru efectiv cu tenorul Vasile Moldovean, cu care am avut marea onoare să lucrez 3 ani la rând, dânsul fiind invitat ca mentor al programului Tinere Talente. În perioada aceea mi-amintesc că nu doar bursierii Tinere Talente aveau bucuria de a lucra cu dumnealui, ci și întreaga țară. Deci s-a făcut un masterclass național și participau, chiar după ce nu s-a mai făcut, îmi amintesc că întrebau studenții, tinerii cântăreți, ce se întâmplă cu masterclass-ul tenorului Vasile Moldovean, unde e. Din păcate, dumnealui are o vârstă și nu s-a putut continua acel masterclass, dar a fost, dacă vreți, experiența vieții mele la București. Am mai spus-o și o spun de fiecare dată, nu lecțiile de canto. Normal, sunt importante, sunt acolo, fiecare cu bucătăria lui. Tet-a-tet cu maestru era ceva special. Dar poveștile maestrului Moldoveanu din spatele scenei, poveștile de o viață pe scenă, cu câți mari, alți mari artiști a cântat, cu ce se întâmpla în culise, cum să, nu știu, de la tipsuri din astea mici, cum să te comporți, cum să... Era o poveste acest om și este în continuare. Ne bucurăm că este. Chiar a fost ziua dumnealui și l-am felicitat, l-am sunat și am ținut legătura în 6 fiecare an. octombrie. Da. Da, știu. Da. Dar iată că acest mentorat te-a ajutat pe tine să desfășori și o carieră internațională. Toate acele mici trucuri, toate acele mici lucruri, mici cu ghilimele de rigoare pe care le-ai învățat de la tenorul Vasile Moldoveanu, ți-au folosit în Germania, în bursa pe care ai avut-o. Da, este adevărat. Am ajuns la München, la opera din München, cu un bagaj solid de informații, aș putea spune. Acolo nu ajung decât cei foarte bine pregătiți. Este, dacă vreți, cel mai important studio de operă din Europa sau din lume, dacă îmi permiteți comparația asta. Dar la început mi s-a părut greu. Am crezut că nu sunt gata pentru un asemenea pas să fiu acolo. Noi românii, și asta mi s-a mai spus, avem tendința de a ne subaprecia când suntem în străinătate. Suntem așa, cu o modestie și nu e falsă, iar suntem acolo pitiți să nu deranjăm pe cineva. Și am câțiva prieteni și în Franța și chiar o doamnă care tot participă la concertele mele. Mi-a spus, te rog să mai renunți la modestia asta, dar așa suntem, așa sunt eu, nu? Și
Când am ajuns la München, mi-am dat seama că după câteva luni, că da, am ce căuta aici, am ce spune și am ce învăța, normal. Am fost într-un mediu unde orice cântăreț și-ar dori să fie. După ce termină conservatorul, să devii solist al ansamblului de tineret la Open Studio în opera din München. E un vis pentru toată lumea. Aș spune eu, te-ai regăsit printre colegii tăi. Așa Dar este. să revenim la Gabriela, îngerul păzitor, care, iată, în seara de 25 octombrie, mai aduce pe scenă încă două talente. Este vorba de Andrei Ioniță și Diana Alexe. Cum s-a întâmplat ca acești doi tineri să fie și ei bursieri ai fundației? Credeam că mă întrebați cum s-a întâmplat să fie pe scena Ateneului, că eu Nu. vă răspundeam cum să nu. Cum s-a întâmplat să fie ei bursieri? Păi, atât Andrei Ioniță cât și Diana Alexe s-au prezentat la selecție. Recunosc că pe Andrei Ioniță l-am găsit deja selectat, pentru că eu am preluat programul Tinere Talente, am preluat să-l coordonez în 2011, în septembrie, iar selecția deja avusese loc. V-aș și povestit exact momentul cum a venit Andrei la selecție, dar nu-l știu că n-am fost acolo. Pot să vă spun doar cum a fost Andrei ca bursier, pentru că am niște amintiri extraordinare și pe care le rememorez și cu el când mă întâlnesc de fiecare dată. Un tip special, pe cât de talentat este, pe atât de modest, pe atât de extraordinar este. Andrei a prezentat gala Tinere Talente, gala pe care noi o facem în fiecare an și mi-amintesc cum a prezentat-o împreună cu Cristina Uruc la Universitatea Națională de Muzică. Adică, pe lângă faptul că el este un violonist excepțional, un muzician de Un excepție, violoncelist. violoncelist, scuze, emoțiile că mi-amintesc de acea gală, Andrei a dorit să fie și gazda galei. Nu e ușor să vorbești pe scenă, ei mai ușor cântă, ne spun mereu, eu mă exprim mai ușor în asta. Ei, Andrei a făcut și acest lucru și l-a făcut la fel de bine ca și cum cântă. Iar Diana Alexe, mi-amintesc cum s-a prezentat la selecție, era extrem de tânără, de fragilă, dar în momentul în care a intrat în sală, a umplut sala aceea de la conservator, sala din Ulipati. Mi-amintesc cum eram toți fascinați, eu, alături de juriu, eram și eu și asta a fost întâlnirea cu Diana Alexe. Era normal să fie cei mai buni dintre cei mai buni, iată, în seara de 25 octombrie. Dar știu că mai sunt încă câțiva foarte importanți bursieri cărora, de fapt, fundația le-a deschis drumul. Care ar mai fi câțiva dintre muzicienii care s-au fost apropiați? Of, am acordat 380 de burse. Nu vreau să ne îndreptățesc pe nimeni, dar trebuie să amintesc niște nume și o să-mi cer scuze față de ceilalți, că nu o să pot să amintesc sute de nume astăzi, dar ce-mi vine acum în minte, pentru că vorbim despre... Avem pe scenă doi cântăreți. O amintesc pe Martiniana Antonie, care de asemenea are o voce extraordinară și căreia îi prevedem o carieră foarte frumoasă. Sebastian Androne, pe care îl cunoaștem cu toții, câștigătorul concursului George Enescu, secția compoziție, Mihai Ritivoiu, Cadmiel Boțac, pianist, Corneliu Zirbo, Izabela Ghergu, sunt tineri care acum cântă în orchestre, tineri care sunt soliști, Oana Leonte, care cântă în Orchestra Operei Române. Sunt foarte mulți tineri, aș putea să vă spun încă 10 minute, se număr tineri, dar foarte, foarte mulți tineri talentați pe care noi i-am avut de-a lungul timpului și pe care îmi O face o plăcere galerie să-i revăd. absolut impresionantă și o deschizătoare de drumuri fascinantă. Ar fi frumos, iertați-mă, ar fi frumos dacă am face, uite acum mi-a venit ideea, dacă am face la un moment dat o idee pentru fundație, uite, gratis, o întrunire a tuturor
bursierilor care au trecut pe la fundație, măcar, nu știu, câțiva din fiecare an. Visez la ea de mult, George, să știi că m-am gândit și eu. E Așa un un, best un... of și îl gândesc cumva și eu. De ceva ani am în cap și treaba asta. Poate găsiți un moment de jubileu să-i reuniți. Dar Da, iată, chiar frumos. așa, în câteva concerte, totuși reușiți să-i adunați. Trebuie să spunem că în acest moment Andrei este tocmai în Japonia. Și, de asemenea, aș mai adăuga și faptul că Andrei este și pianist. Cântă și la pian, sigur, poate nu la fel de bine, dar în orice caz foarte bine, acompaniază. Iată așadar, de fapt, fundația oferă un lucru absolut fantastic. Oferă o familie tuturor celor care doresc să meargă pe drumul muzicii. Aș mai aminti pe Fabian Priscina, care, iată, este student acum în anul întâi, un boboc, George, care, în afară de pian, dorește să facă compoziție, dorește dirijat. Pot să spun că în puținele întâlniri pe care, sau multele întâlniri pe care le-am avut noi, întotdeauna ne-am bucurat de talentele fundației. Dar ce va urma după acest minunat popas în 25 octombrie? Care sunt proiectele fundației și mai ales proiectele proiectului Tinere Talente? După concertul Regal, urmează să lansăm anunțul de selecție pentru următoarea generație de tineri pe care noi vrem să-i susținem. Așa că, la început de luna noiembrie, lansăm acest apel și așteptăm pe tinerii talentați să aplice pentru obținerea unei burse. Ne dorim să identificăm în continuare tineri talentați, așa ca George, ca Andrei, ca Diana, ca Sebastian și toți pe care i-am enumerat. Iar în 12 decembrie urmează Gala Tinere Talente, pe care o vom organiza anul acesta la Teatrul de Operetă Ion Dacian. Și pregătiți un spectacol anume sau este efectiv o gală în care fiecare își dezvăluie talentul? Este o gală în care fiecare își dezvăluie talentul, dar pregătim un spectacol, un concept, avem un concept special, poate vă spun într-o altă ediție acesteia, pentru că invitatul nostru special este Zoli Tot, care se alătură tinerilor talentați și împreună fac un proiect foarte îndrăzneț și care cred eu că va avea mare succes. Gabriela Iordache, George Vârban, vă mulțumim foarte mult și cu siguranță ne veți avea alături întotdeauna în toate proiectele dumneavoastră. Radio Clasic. Un radio în culori.